Domnul președinte, stimați conducători ai Federației, într-adevăr este o plăcere pentru noi și bine ați venit în Casa Guvernului, la noi, la Minister. Fiecare dată spun când am motiv de a invita o federație sau cu astfel de rezultate, într-adevăr am și o mândrie față de țara noastră, de motiv că da. Noi suntem mici, dar într-adevăr avem caracter și asta eu cred că e ceva foarte, foarte important. Într-adevăr, pentru Moldova este un loc foarte remarcabil, vă felicit cu aceasta. Din 86 de țări participante, Moldova s-a clasat pe locul 11. Iar pentru mine personal este o mândrie, din motiv că în spatele Moldovei sigur că au rămas țări care cu renume și cu finanțări și cu condiții, cu infrastructuri din cauza asta. Iarăși, vă felicit, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți și într-adevăr mulțumesc Fondului Federației pentru promovare, dezvoltarea probii. În primul rând, boxer Vadez Muay Thai și elefanți. Și au un mic elefant, un calendar simbolic. Super! Fiindcă este foarte util. Foarte util. Mersi, mersi frumos. Mersi. Bună ziua la toți. În primul rând, aș vrea să aduc sincere mulțumiri lui domnul Ribeja, secretar de stat, care a adus un aport destul de important la plecarea lotului național de box thailandez la campionatul mondial din Thailand. Am adus acasă rezultate remarcabile în 7 locuri de frunte, una de aur, două de argint, 4 de bronz. Suntem în creștere, în fiecare an tot mai multe medalii, tot mai mulți luptători participanți. Cred că asta va aduce la o dezvoltare și mai mare a boxului thailandez în Republica Moldova, dar și la un respect enorm în toată lumea a lotului național a Republicii Moldova, a țării Republicii Moldova. Le doresc numai bine, dezvoltare mai departe, creștere și toate cele bune la toți luptătorii lotului național Federației de Muay Thai Republicii Moldova.